Alături de noi, domnul doctor Mircea Vețean, o să vorbim despre indigestie în această dimineață. Bună dimineața, domnul doctor! Bună dimineața! De câte ori veniți, pe colegul doare umărul, astăzi doar indigestie, în funcție de ce vorbim. Da, da, eu să știi că eu sunt un auto din asta. Îmi cresc singur câte o boală. Zicea domnul doctor că mai există pacienți de genul, mă încadrez. Boala halatului alb. Boala halatului alb. Nici nu ar vrea să mă gândesc și ar fi dacă domnul doctor ar veni în halat alb într-o dimineață. Să îi propun să vină în halat alb și să vorbim și de ceva din aia de tăia cu apnee, de ceva, să nu mai avem aer pe aici. Bună dimineața, domnul doctor, și bine ați revenit. Bună dimineața, bine v-am găsit. După cum se știe, am propus săptămâna trecută una dintre cele mai frecvente, să spunem, afecțiuni pentru care omul cheamă salvarea și nu numai în perioadele de, cu toate că în perioadele de sărbători, de Crăciun și de Paște sunt mai frecvente din cauza regimului, a postului ținut, după care ne aruncăm asupra mâncărilor pregătite de sărbători și bineînțeles că vrem nu vrem, din motive clare și evidente, facem indigestie. Dar se poate întâmpla și pe parcursul anului să avem indigestie și aici și motivele sunt varii și acum să ne spune dumneavoastră care sunt cele mai frecvente cauze a indigestiilor și la ce trebuie să fim atenți când mâncăm sau mai ales de unde mâncăm. Indigestiile sunt apanajul unor organe diferite și manifestările indigestiilor iarăși sunt foarte diferite în funcție de organul pe care afectează alimentația respective. Care sunt cele mai frecvente? Cele mai frecvente sunt gastritele. Pentru că, spuneați dumneavoastră, mai ales în perioadele de sărbători după post, oamenii se apucă și mănâncă dintr-o dată ca să recupereze probabil ceea ce n-au mâncat pe perioada post. Nu, e inexplicabil, adică da. Știi că îți face rău, dar tot da. Mănânci. Și atunci pot să apară aceste indigestii, poate să apară fie gastrita, poate să apară fie reactivarea unui ulcer existent, dar care fără aceste abuzuri nu s-ar manifesta. Deci stomacul stătea liniștit acolo, da. Își vedea de treabă da. Și l-ai forțat cu, exact. Cu de toate. Și cu cantitatea mare de alimente și cu compoziția din alimente. Vine acum Crăciunul. Evident că se vor folosi foarte multe sarmale. Care afumături. Conțin afumături, care conțin varza murată, care conțin vine alcoolul, ca să completeze și atunci toate se dau peste cap și stomacul începe să sufere. După aceea apar colicile biliare. La fel, niște alimente care în mod normal omul nu le-ar mânca știindu-se bolnav de colicis, da? Pofta îl împinge și mănâncă și atunci apare colica biliară. Domn doctor, e foarte iarăși foarte important ora la care servim alimentele. Adică știți suntem mai predispuși dacă mâncăm seara? Eu cred că asta este și funcție de obișnuință. La noi este obiceiul acesta de mâncat dimineața la prânz și seara. Prânzul fiind partea principală a mesei în 24 de ore. Vreau să vă spun că în alte țări, cum e Olanda de pildă, masa principală se ia seara. Nu se ia la prânz. Sau în Italia, și în Italia seara. La fel. În Italia, da. Da, seara. Ei mănâncă, olandezii, masa principală o au seara. La fel și în Italia. Bun, și atunci mai apusă, cer tot ce ai mâncat să... Nu, deci asta e ceva ce nu mi-am putut explica. Da, și probabil că este și obișnuință, nu pot să vă spun. Pentru că, vedeți... Și atunci dimineața mănâncă puțin? Sau cel mai puțin? Da. Eu spun cum e în Italia. În Italia dimineața, dacă te duci la un hotel în Italia, ți-am mai spus colegul, și ți iei mic dejun, ți-ai luat cea mai mare țeapă. Micul dejun în Italia, la orice hotel, oricum ar fi el, înseamnă să-ți dea ceva dulce, respectiv niște, ca niște eugenii, niște din alea, niște gogoașe din alea mici cu cafea, deci cafea nu lipsește sub de 10 feluri, că e machiată, că e nu știu cum, și cam ăla e micul dejun.
La prânz, fentează cumva prânzul, în schimb seara, cum spunea și domnul doctor, ca și la olandez, mănâncă felul 1, felul 2, felul 3, să fie cât de mult. Și da, totuși de menționat că cina este oarecum mai pe la 6-7. Nu e foarte târziu. Da. Deci oarecum... asta este important, ora la care se ia cina. Pentru că ar trebui să dureze cel puțin o oră și jumătate între masă și culcare. Ca să aibă pentru timp să... pentru că stomacul din... se elibereze, se golească. Da. Domn doctor, cât de dese sunt intoxicațiile cu alcool? Pentru că știm că nu doar mâncarea poate produce indigestie, ci și alcoolul, respectiv intoxicațiile cu alcool, și anume cei care, cred că aveți destule cazuri, mai ales în urgență, de unii care vin în coma alcoolică. Asta depinde și de cantitatea de alcool, și de ceea ce de alcool, exact. Și de rezistența la alcool. Sunt oameni care pot să bea mult și să nu ajungă în stare de euforie bahică. Sunt alții care într-un pahar, două, deja ajung în faza aceasta. Sunt foarte frecvente pentru că, din păcate, poporul român este campion la consumul de alcool, am înțeles, în Europa. Da, suntem printre primele locuri și nu atât cantitativ cât calitativ, adică prost. Prost pentru că urmăream la televizor o emisiune, un patron de firme din asta de alcool spunea că alcoolul bun este alcoolul de la peste 70 de lei sticla. Adică ceea ce și cât de cât sănătos. Și dânsul ce explica, gândiți-vă la acciza pe alcool, gândiți-vă la TVA-ul care se plătește și dacă le adunați nu poate să fie sub, să fie la undeva 30-40 de lei, pentru că astea sunt accizele și TVA-ul. Deci acolo sigur este totul chimicale, din pastile. Nu... Și la vin era un reportaj, acum sticla de vin cu 5-7 lei litru, nu, deci la nici vin, costul de producție nu l-a copt. La vin, țin minte că am avut o emisiune cu un somelier care ne spunea că un vin sub 27-30 de lei, ăla n-a văzut struguri în viața lui, nici nu știe despre ce vorba acolo. Pastile, chimicale și așa mai departe. Da, e posibil. Totuși am văzut oameni care din lipsă, din needucație, beau spirit medicinal. Da, sunt. Mai ales oamenii străzi. Am înțeles. Și acolo automat intervine o intoxicație sau cum? Nu, sau când bei spirit? Spiritul medicinal este tot alcool etilic, doar că este amestecat cu ceva substanțe chimice pentru ca să nu fie consumat ca atare. Păi și nu ți arde stomacul pe unde trece, nu? Face ravagii. Nu, văd că lor nu. Am înțeles, deci oamenii sunt deja imuni. În ce măsură trebuie să chemăm ambulanța și care sunt simptomele caracteristice? Și aș vrea acum, domn doctor, pentru că suntem într-o perioadă foarte... Chiar ieri vorbeam cu cineva și l-am întrebat ce faci. Mă duc să culeg bureți. Și aici vreau să ajungem pentru că sunt foarte periculoase intoxicațiile cu ciuperci. Bine, și cu alte alimente, dar e vremea de cules, să ne spuneți dumneavoastră cum e cu asta, cu bureții, cu ciuperci. Deci ciupercile ar trebui culese doar cele care sunt cunoscute de cei care le culeg. Să fie sigur că sunt ciuperci comestibile, pentru că sunt foarte periculoase. Intoxicațiile cu ciuperci nu de puțin ori duc la moarte. Pentru că substanțele toxice din ciupercile necomestibile duc la insuficiențe funcționale organice, ficat, rinichi. Care este măsura care se ia în cazul unei intoxicații cu ciuperci? Am văzut că de ce mai multe ori vin familii întregi și dacă ajungi la timp... Cel mai bine ar fi imediat omul să-și provoacă ce vărsături. Să încerce să dea afară. Să elimine imediat ciupercile, nu să aștepte să... Pentru că în momentul în care ajungi la spital, deja lucrurile se complică. Pentru că aceea trebuie perfuzat. De regulă, oamenii aceștia se internează pe secția de reanimare, pentru că evoluția este imprevizibilă. Am înțeles. Deci poți să ajungi până în stop cardiac de la niște ciuperci. Da, la deces, da. La deces. Domn doctor, o altă, și aici nu-i mai vina noastră, de multe ori mergem la, sau mâncăm din anumite locuri, localuri, eu știu cum o fi, de unde o fi, înghețată și așa mai departe, și reușim să
să luăm celebrele toxinfecții alimentare cu salmonella, cu diferiți agenți, ce facem încă sau cum reacționăm în cazurile de față? Bine că nu ne dăm seama în prima fază. Zici, da, am mâncat ceva normal, adică ce am mai mâncat până acum, nu mi se pare să fie. Și totuși. Atunci omul, în mod sigur, într-o toxinfecție alimentară ajunge la spital. Deci fără doar și poate, nu... Categoric, apare diarea, febra, grețurile, vărsăturile, care în final duc pe bolnav la spital. Și care poate lua foarte repede. Da. Pentru că astea nu pot fi prevenite de către consumator. Pot fi prevenite de către producător. Fie alimentele să fie, să nu fie alterate, personalul care manevrează alimentele, iarăși, să fie controlat din punct de vedere medical, să nu fie purtător de salmonelă și după aceea alimentele să fie foarte bine pregătite termic. Am înțeles. Deci, în primul rând, că orice am mâncat, dacă pregătim bine termic, deja eliminăm riscul de a, da, de a contacta acești agenți. Care sunt cele mai frecvente cazuri cu care vă întâlniți dumneavoastră în situațiile de urgență? Care sunt la modul de intoxicație, de indigestie? Enterocolitele, discneziile biliare, gastritele, refluxul gastroesofagian. Deci sunt o sumedenie de afecțiuni provocate de alimentație. Și mai, cel mai grav este pancreatita dintre toate. Adică se poate ajunge la pancreatită? Da. Mai ales cei care suferă de colicii sau colicistite, au diază biliară, ăștia pot au toate șansele, da, să facă pancreatită. Pot să facă pancreatită. Și atunci deja ești într-o situație... Deci o situație delicată, pentru că iarăși pancreatita este o afecțiune a cărui prognoz nu poate fi precizat. Și poate aduce chiar decesul. Da. Da. De aceea nici intoxicațiile cu alcool nu sunt bune. Da, și ele pot aduce. Și alcoolul, poate de consum exagerat de alcool, poate duce la pancreatită. Deci, foarte important, doamnelor și domnilor, să știți, și mai ales cei tineri, că mergi la un chef și zici, nu contează cât beau, pot să beau oricât de mult, că nu mi se poate întâmpla nimic. Ia că mă îmbăt sau mi-o fi rău și mă dezbăt. Ei, iată că nu-i cazul. Există anumite situații în care poți să ajungi. Mai ales că alcoolul, de exemplu, dă și alcoolul de dependență într-un final. Consum zilnic sau, mă rog, periodic de alcool, dar în cantitate mare, dă o dependență. Și, domnul doctor, pe final, ultimul lucru care vă întreb, care ar fi, sau ce putem face acasă în caz de o urgență, fiind indigestia alimentară cauză? Adică primele măsuri care le putem lua până a veni la spital. Acum depinde de localizare. Dacă e vorba de o gastrită, se pot lua medicamente dintre astea pentru stomac, care cunoscute, da. În rest nu prea avem. Ce putem, de exemplu, pentru în momentul care facem febră, automat să venim sau la... De febră, acum depinde de... Dacă apare intoxinfecție alimentare. Exact. Și atunci da. Atunci neapărat. Urgent venirea asta și mai ales oamenii în vârstă și copiii, pentru că prin diaree se distratează foarte repede. Se distratează foarte repede și la ei echilibrul acesta este foarte sensibil. Am înțeles. Deci cu cât pierzi mai mult timp și pierzi mai multe lichide, cu atât ești mai greu de recuperat, să spunem așa. Da. Pentru că pe lângă afecțiunea în sine, toxinfecția alimentară, apare deshidratarea. Și aici e o mare problemă. Da, până trebuie reechilibrat. Referitor la deshidratare și nu legat neapărat de subiectul nostru, care este cantitatea de lichid pe care trebuie să o consumăm zilnic, pe care corpul uman trebuie să o consumăm? În jur de 2 litri lichide. Aici intră și ceea ce consumăm, gen supe. Da, deci cantitatea totală de lichid, asta nu înseamnă să bei 2 litri de apă. Să bei 2 litri de apă. Totul, cantitatea totală de lichid în 24 de ore să fie de 2 litri. De 2 litri, da. Vara chiar mai mult ar fi... Bine, aia, știți cum, vara, prin transpirație, se pierde o cantitate mare de lichid, dar intervine și setea.
Am înțeles. Și atunci musai trebuie să bei, vrei, nu vrei. N-ai de ales. Da. Domnul doctor, vă mulțumim foarte mult și pentru sfaturile care le-ați dat astăzi și mai ales că am lămurit acum cu indigestiile. Dragi prieteni, în cazul în care aveți indigestii și nu vă prea pricepe, să zic așa, ce să luați și mai, cel mai bine să... Mai bine nu mâncați. Nu, ce mai bine să, dacă ai mâncat și ai ajuns, să mergi la spital pentru că... Nu, dar cel mai bine este să se mănânce rezonabil și să se consume alcoolul rezonabil. Oricum o să facem cu domn doctor și înainte de sărbători o ediție special dedicată celor care uită de post și care, acum am ținut postul, mai ales că masa de Crăciun sau... Nu, dar eu cred că contează și felul omului, cum e de-a lungul anului. Mătușa mea, care știe, are 90 de ani și acum aș face papara de ou în grăsime, sarmalele și le face cu încă o oală de afumătură și nu e nimic. Are 90 de ani. Mai nou se spune că folosirea unturii în locul uleiului este mai sănătoasă. Pentru că... Nu, dar am verificat și cred că e adevărat. Pentru că untura topită nu se arde atât de repede cum se arde uleiul. Deci poți folosi untura de mai multe ori, fără să se arde așa cum se arde uleiul. Înțeles. Bă, mătușa bagă și o cinzeacă să fie bine. Întotdeauna. Și vezi că o ajută mult. Mâncatul natural și așa, cred că ajută. Dar asta cred că contează de felul fiecare persoană. Da. Un subiect la fel interesant, o să avem săptămâna viitoare, așa că nu uitați, în fiecare luni dimineața rubrica medicul de urgență alături de domnul doctor Vețean aici, așa că pe săptămâna viitoare și până atunci, cât mai ușor cu mâncatul, ca să nu aveți indigest. Ne vedem după reclamă.